Gazmetan dispută mâine seară la Oradea prima partidă a finalei mici. Dezamăgiți că au ratat calificarea în ultima fază a competiției, albnegrii spun totuși că sunt profesioniști și vor să învingă. Locul în Euro Challenge fiind asigurat și ne jucăm pentru primul loc, sigur că nu este aceeași motivație, din păcate. Am trecut destul de greu peste dezamăgirea din semifinale și încercăm să ne concentrăm totuși pe acest joc. Suntem jucători și suntem o echipă profesionistă și trebuie să dăm de fiecare dată ce este mai bun din noi, să jucăm pentru a ne bucura fanii. Ne dorim să câștigăm fiecare meci încă o dată. Trebuie să facem acest lucru, deși este foarte greu în acest moment pentru noi. Gazmetan va întâlni CSM Oradea mâine de la ora 19, partidă ce va fi transmisă în direct de Digi Sport 3.